Grupul de firme Iași Sting a lansat o campanie verde pentru Iași prin care marchează înlocuirea parcului auto al grupului cu autoturisme electrice. Compania ieșeană a achiziționat 25 de mașini electrice Renault Zoe, fiind cea mai mare investiție de acest gen făcută de o firmă cu capital integral românesc. Investiția este inclusă într-un amplu proiect de mediu intitulat Verde pentru Iași, care va continua în 2022 cu achiziția unor mașini electrice pentru transport, cu deschiderea unui parc de aventură și a unei tabere pentru copii. Iașiul, după cum știți, este unul dintre cele mai poluate orașe din Europa și implicit din România. Atunci am luat decizia de a începe prin noi înșine schimbarea. Este nevoie ca toți oamenii din Iași să facem acest lucru, pași mai mici, mai mari, de la oameni de afaceri, de la persoane fizice, de la autorități, să găsim în așa fel, nu știu, soluții ca Iașul să se transforme înapoi într-un oraș cu adevărat european, un adevărat oraș curat, nu numai din punct de vedere al gazonului și ce aerul care sperăm, pentru că vrem, nu vrem, aici trăim cu toții, aici ne creștem copiii și trebuie să lăsăm ceva bun în urma noastră în acest oraș. Renault Zoe este un vehicul complet electric care poate circula peste 300 de kilometri cu o singură încărcare a bateriei. Ca bonus, grupul de firme Iași Sting a primit de la Renault România câte o stație de încărcare pentru fiecare mașină. Suntem preocupați de tot ce înseamnă mobilitatea și suntem conștienți că mobilitatea viitorului este una electrică, conectată și autonomă. Mai mult, tot ce înseamnă costuri de întreținere, tot ceea ce înseamnă costuri de utilizare, acestea sunt clar mult mai mici decât în comparație cu un motor sau o mașină cu motoare termice. Investiția de aproape 1 milion de euro va fi completată cu achiziția altor mașini hibrid. Autonomia mașinii este suficientă pentru a asigura deplasarea în teren a angajaților Iași Sting timp de o săptămână, urmând ca mașinile să stea la încărcat în weekend.